Bună ziua, bun găsit tuturor. Încet, încet, traficul feroviar începe să revină la normal. În continuare sunt trenuri care au întârzieri de peste o oră, însă a fost depășit momentul de dimineață, atunci când trenuri care ar fi trebuit să ajungă aici în gara de nord la ora 9 au avut întârzieri și de peste 200 de minute. CFR a anunțat oficial că segmentele feroviare afectate de furtuna de aseară s-au executat pe acestea lucrări de remediere. Problema a fost cauzată în principal de vântul puternic care a pus la pământ stâlpii care asigurau alimentarea cu energie electrică a magistralei București, în special pe rutele dintre stațiile Brănești, Fundulea și Chitila Perici, în principal vorbind despre locomotive care funcționează cu curent electric, iar pentru remedierea situației aseară au fost folosite trenuri diesel care au tractat locomotivele și vagoanele de călători până la stațiile unde aceștia aveau destinație. De asemenea, CFR a anunțat că s-au făcut, începând de azi noapte și până astăzi dimineață la ora 10, lucrări la nivelul rețelei electrice, astfel că în momentul de față s-a reușit deblocarea situațiilor în care locomotivele electrice nu mai puteau parcurge magistrale pentru că nu exista alimentare cu curent electric. Noi rămânem în continuare aici în gara de nord, unde mai sunt persoane care au de suferit din cauza acestor întârzieri. Vreau să ajung la Periș și văd că are întârziere cam o oră, o oră și ceva. Aștept cam de vreo 3 ore. Unde trebuie să ajungeți? La Galați, la un botez, la o nepoțică de-a mea. Și v-a dat tot peste cap. Da, ne-a dat totul peste cap, acum aștept că la ora 1 vine trenul. Sigur că s-a afectat, pentru că pierdea pe alte legături. Și pe căldura asta e foarte greu. E greu așa? E greu cu bagaje.